Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Hai să vedem ce mimuri mi-ați făcut. Am niște emoții aici. Ia să vedem. Oleu, 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 câte mimuri. Ok, o să avem la ce să râdem. Hai să îl luăm pe rând. Primul mim. De la Gâscanu. Ai încercat să îmi dai strike, băiețel? Bac, pula. Da. În caz că nu știți, a încercat să-mi dea strike, dar nu i-a ieșit. 1-0 pentru tovarăși. 1 tovarăși și 0 șefanii. Acum 10 minute, mai departe. Hai să dau like la fiecare în parte, totuși. Mamă, ce mișto e asta! Asta îmi place, asta îmi place. Gâscanule, hai că-ți dau follow. Ți-am deschis un nou tab să-i dau follow. Că e mișto pagina. Atunci când te trece o cufureală. Ia un like și să nu te mai aud. Of a YouTuber card. One gay. Noua carte din Clash Royale, care a schimbat totul. Da? A schimbat totul. Să-i dau și băiatul ăsta follow. Ce, mamă, ce mișto e asta. Pușcărie scrie pe gura lui Colo. Ce avem aici? Un Viorel, un Nelson, un Dorian și un sellout. Îmi place care poză cu Ceaușescu, îi dau like. Fiți antenă. Deci de toți ăștia, Nelson e cel mai inteligent. După mine, bineînțeles. Ce mai avem? I'm tell my kids yes was Jesus Hisro. A, Iisus Hristos. Was Iisus Hristos. Da, să zicem. Mai mergea o chestie, ci că... Mama, puteți să mergem la biserică? Face, nu-i nevoie. Îl avem, păi, avem un Iisus acasă. Iisusul de acasă ăsta. Sau, mama, hai să mergem la concert la Codrin. Nu, că avem Codrin acasă. Codrinul de acasă, că mulți mă asociați cu Codrin. Ce mai avem? Mam, a... Chiar acum am zis, Mom, we can have Iisus Hristos at home. We have Iisus Hristos at home. Ok, ok. Iisus Hristos at home. Da, exact ce ai zis, am văzut. Ia. Așa arată o fată când se pozează pe Instagram. Așa arată vor. Nu știu ce e cu vorul ăsta. Așa arată fata când postează o poză din greșeală. Ok. Am înțeles. Ok, ok. Vă place că e cu Ricardo. Trebuia să fi luat o poză în care am bandană de Ricardo. Mergea așa. Dar am să faceți cu... Ce dracu e asta? Ove, ține mai mult la el decât noi la Mia Khalifa. A, și gen stă o pisică care se uită în oglindă. Am înțeles. Asta îmi place. Asta îmi place, Aline. Ia, o să-ți dau și ție follow. Mamă, ce mișto, îmi place cum mi-a pus ochelarii, masca. Îmi place asta. Îmi place, m-a rugat aici cu bani. Iluminati confer. Bună poza, frate. Asta e atât de greșită. De asta se mai joacă o VCS 16 în 2020. Eu să aici și Chrome mă suge. Săracul Chrome. Ce fa asta? O veste ținută într-o colivie ca să nu iasă. Trebuie să-i dați subscribe. Mișto asta. Trebuia totuși să-i făcut pozele alb-negru astea cu fața mea, cu fața lor. Sau invers, să-i fi lăsat color. Dar îmi place ideea. Și cum iese capul printre gratii. E ok. Ce mai avem pe aici? O veară nouă mașină. Vaslui 87 car. Să-mi iau mașină cu numere de Vaslui. Păi clar, dacă mă ducem Vaslui să cumpăr o mașină de acolo, nu m-ar ține să ajung până acasă. S-ar dezmembra cu bașii și aș ieși de pe strada aia. Iar cădea toate ușile. Singura curvă care face pe gratis. Mamă, cu câtă răutate a fost asta. Ce dracu, mă, îl învăț pe Crom să nuate asta. Îmi place că i-a dat tag? I-a dat tag. Bun. Șoc, 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 Chrome îi face un act de violu, Ove. De ce sunt eu la futut mereu? De ce? Alertă grau de 2 fotbaliști gay. Trebuia să-i făcut invers, că Ronaldinho era pletos. Și Ronaldo cu părul scurt. Trebuia să ne fi pus invers, plus că eu sunt mai negru ca Hidden. Hidden, în mod normal, e mai palid ca mine. Nu știu de ce dracu a pus. A luat cu filtrul, l-a făcut pe Hidden mai așa. Ia mă, carte de Yu-Gi-Oh! Ăsta e altul, trebuie să-i dăm like de acum. Se teleportează. Ovidiu are mai multe abilități decât credeți. Dar cea mai OP este că se teleportează și fute 10 mame dintr-o lovitură. A doua abilitate nu mai scrie.
Noi am mers să pună poza white. Trebuia să o pună în două bucăți mai bine. Agenții noștri l-au surprins pove cum se machia. Aoleu. Și ați fi scăpat dacă nu erați voi, copii netrebnici. Îmi place că mi-a pus cenzura aici la pipi. Ove postează o poză nouă. Eu după ce văd poza. Rădeți să înțeleg sau cum face? Simp. Hei, puicuță, vrei să vezi ce o am în frigider? Dar cum să nu? Doar fac orice pentru bani. Aoleu. L-aș crede în stare pe acolo să facă pe futăciosul cu mine la când l-am făcut de râs. Mai ales că mă vede și pletos așa. Bă, dar eu ce trebuie să fac? Taci dracu. Ce sport e ăsta, că nu dau seama. Încă un meme de căcat, dar măcar aici a apărut și Hidden. Da, măcar a apărut și Hidden aici, de apreciat asta. Jesus, Harley Quinn-ul, am înțeles. Ok, n-am o bâtă aici, că puneam și eu acum să stau așa, ca în poza aia. Avem și un filmuleț, ia uite, hai să-i dăm click. Who's that Pokemon? It's Providiu. Who's that Pokemon? Asta e bun, asta îmi place. Deci, filmurea în pulea. Ia de aici un like. Am știut eu că merită să fac clipul ăsta. Am știut eu. Cromo. Crovidiu. Ia acolo, mă lăbitesc. Aoleu. Mamă, zici că-s Nicușor de la Brăila. Să-mi pun o căciulă în cap, stați. Nicușor de la Brăila. Coptură galbenă mâzgă, futai și exlobos, apă plată. Bine, nu mai țip că răgușesc. Mai departe, ce... O, Dimbec, bun. Nu mai stă să beau chitară acum, dar n-am chitară modelul ăsta. Eu am ST, parcă e modelul ST. Aoleu, asta e într-un video mai vechi de-al meu. Aveam un Aurolac în autobuz care puțea oaie. Și avea și un sac cu oaie moartă acolo. Ce se întâmplă la mine în microbus, în autobuz? Ma... Aoleu, ce găsită e asta? Aoleu! O, ăsta e mortal. Pă, Paul, oricum mi se pare că-l urmăresc. Dacă nu-l urmăresc, să-i dau follow de acum. Asta e cea mai bună a lui Paul de până acum. Da, video ăla a fost genial. Aoleu, mâncați-a și gura ta cum e asta. Îmbrăcat în aur, șpagoverii mei, hai să construim aici casa Domnului. Eu de asta am făcut golul ăla de donații, ca să-mi donați să termin aici catedrala Bântuirii Neamului. Foarte frumoase mimurile. Deci, cea mai bună poză și ăla cu Crovidiu, ăla e cel mai bun mim, mai departe. Când îl vede Ovidiu pe un fan de-a lui Colo, te mai iei de Colo. Yes, yes, yes. Aoleu, asta e atât de greșită. Nu putea să fi pus invers, eu să-l fut pe Colo, mi-ar fi plăcut plăcere să-l fut eu pe Colo. Ia de aici un like. Iisus, uitându-ți la noi cât de nepăsători putem să fim. Da, da. Așa e. Acel moment când stai 6 ore pe PC și intră măta peste tine. Eu stau și mai mult la PC. Deci dacă mă stărdui mai mult, pot să stau 25 de ore într-o zi. Acel moment când te doare burta și te scapă o cufureală, dar e funtat WC-ul de cufureala trecută. A, și gen, s-a umplut WC-ul și mi-a venit la cur tot sau cum. Dar eu nu înțeleg. Dacă ai cufureală, ai diaree. Nu se înfundă WC-ul. Se înfundă dacă ești constipat și faci un crnaț de la mare. Sper că nu mâncați în acest moment, copii. Hei, mi-a făcut un desen. Pe ăsta trebuie să-l postez pe fanarts-uri. Nu par prea fericit aici. Da, pe acolo zice că e. Mamă, dar nervos par aici. Și ochi strâmbe. Da, apreciez că mi-a făcut ochiul ăsta, bă, umflat. Mustață de asta de filipinez. Trebuie să-mi fi pus și aici sub buză niște barbă. Mamă, am șuvița asta în poză? Da, bă, chiar am o șuviță, n-am observat. Barba nu mi-a făcut-o prinsă, dar e ok. Le voi spune copilor mei că el a fost Iisus Hristos. Acum, cartea cărților pe Cartoon Network.
De acum nu mă mai asociați cu Codrin, mă asociați direct cu Isus voi. Ce mă? O, Mick Thompson. Să zicem. Like. Iată al dracu, a făcut 28 de like-uri. Bravo. Mamă, cum e asta? Asta e face-up, nu? Asta e face-up. Asta e face-up toată ziua. Follow fute minore. Asta da pagină. Hai să-i dau follow. Ăla de mai devreme oricum îl urmăream. Mamă, cum e asta? Oricum, multora le-am dat un follow înainte să fac videoclipul ăsta ca să nu mai... să zic, am dat un follow multora înainte să fac videoclipul ăsta. Filmează, bă? Filmează. Am dat multora un follow înainte să fac video ăsta ca să nu mi-apară meme-urile newsfeed ca să râd la ele. Dar e bun meme-ul ăsta. Oricum, multora o să vă dau follow. Și aveți o surpriză la finalul clipului dacă ați rămas până aici. Ovidiu când vede că a luat strike, dar live-ul lui colo încă e pe YouTube. Asta e adevărat, monstrul de sub chiuvetă, să-i dăm follow și lui. Colo când deschide telefonul și vede că îl sună poliția. Asta e bună, asta e bună. Ce vezi tu, ce vede ea? Ceva de genul am făcut și eu, dar e mult mai bună asta. Foarte frumos, Mibu, îmi place. Bă, pe asta am făcut-o și eu. Pe asta am făcut-o și eu off-camera, dar n-am pus-o publică. Mi-a copiat ideea. Pe asta am făcut-o și eu off-camera. Ia de aici. Tu mi-ai copiat ideea. Hai că-ți dau un follow, că gândim la fel. Geniile gândesc la fel. Eu îmi fac joint-uri cu pagini din Biblie. Iisus. Acum am prins joint cu ideala. Pune asta. Când Iisus își dă seama, Codrin nu mai postează sâmbăta cu satana. A, aici am ajuns deja la poze la care... Ok. Da, ideea mi-a venit așa. Că mi-a făcut pagina asta și are 1600 de like-uri tipul. Și fiți antenă, nu știu dacă i-am dat lui ăsta follow, hai să vă deschid aici. Mi-a dat un comentariu mișto, urmează duminica cu Iisus. Așa că de astăzi, că e duminică când vedeți voi videoclipul, o să facem un fel de sâmbătă cu satana, numai că o să se cheme duminica cu Iisus. Interimo ad apare dorime. Ameno, ameno. Care va fi tema videoclipului de săptămâna viitoare? Vom face The Meme Dealer. O să dau mai multe detalii la finalul clipului, că mai avem niște meme-uri de văzut. Și o să mai pun și pe Instagram, ok? Coloșefanii dau strike, ia. YouTube nu. Să opresc muzica. Oare ce se va întâmpla? Dar se vede meme-ul, se vede. A, Ovidiu și tovarășii. Da, ăsta și eu practic cum dansez așa. Da, asta e adevărat. SDM. Who will win? Un pedofil începător, un Isus de buget. Da, ia. Ovidiu 66 level 1. Ovidiu 66 level 909. Ok. Ia. Trap și mai manele. Hip-hop și rock. Trebuia hard bass și rock. Te rog frumos. Ai grijă. Da, e bun și hip-hop-ul. Ia, yeah. Să asculți banele, da, da, asta este true, asta este true, ce mimuri mai avem? Când îți face un blowjob și te mușcă, aoleu, aoleu, deja simt durerea, mi-ați provocat amintiri neplăcute. Ovidiu cu păr scurt, Ovidiu cu păr trapper, Ovidiu cu plete, Iisus Hristos. Și ăsta e bun, și ăsta e bun, îmi place, e bun. Hai să deschid ăsta mai sus aici, să-l am, ca să extrag un câștigător. Mai departe pe Discord aici. Manele trap ne simțiți de pe YouTube. Harbass, rock, harbass, adevărați YouTuberi. Ok, e bună și asta. Deci, ia. Acel moment când îți dă colo strike, dar YouTube îți șterge strike-ul. A, puteți zici ca probă recursul, sună mai drăguț așa. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Gata, șofu! Da, invers, așa. Dai strike-ă, slappers. Gata, șeful, mă scuzați. Să moară familia mea de am vrut să dau strike Iisuse Hristoase. Ce mai pe aici. Acel moment când stai la etajul 5 și vezi un manelist care roade semințe. A, și o gen sunt bătrânul ăla furisit care stă la etaj și aruncă cu apă fiartă. Am înțeles. Iisus low budget. Da, da. Upgrade. Perfect.
mi-a șters barba. Mi-a șters barba. Mustața mi-a șters-o bine. Aici n-a șters bine deloc. Gen, a luat textura de pe gât și a pus-o pe aici. Bă, i-a ieșit bine cum mi-a ascuns mustața, îmi place. Dar, bă, ziceți și voi, nu par mai bătrân fără mustață? Par mai bătrân fără barba aici. Charge Predator's face. Ce fac? Îmi place, o deschide și pasă și asta e bună. Când Colo vede video, lo vede și dă strike, doar ca să afle că eu scot strike-ul de fanii lui Colo. Bună asta. Zici că sunt un fel de Darth Vader, Kylo Ren, că ăla e pletos. Ce dracu e asta? Ok, n-ați văzut nimic, am pus cenzură pe chestia asta, e prea greșită. Ia, cineva văd că a făcut un PNG cu mine, de apreciat. Iarăși eu fără barbă. Deci cum spuneam, par mai bătrân fără barbă în pozele astea. Când mai ieși și tu din casă și vezi tarantula aia blană. Bă, să știți că pe mine nu mă sperie păinjeni, adică eu mai am niște păinjeni prin cameră pe care nu-i omor ca să mai mănânce țânțarii noaptea. Aia sunt prietenii mei. Aveam la un moment dat un păianjen care mi-a ieșit din lustră, îl botezasem Gogu, vreo 3 zile m-a vegheat. Esdem. Iisus spunând în cele 10 porunci ale sale să nu ucizi. Cruciații mergând în a doua cruciadă, omorând infidelii numele Domnului. Iisus. Da? Cum adică nu mai aveți gumă turbo? Ce-mi plac mimurile astea cu ochii roșii. Sunt faine rău. Asta am mai văzut-o undeva. Asta e mai veche, este copiată. Vedeți că știu când copiați mimurile. Un Ovidiu sexy, bă, ce-i drept? M-aș fute, deci cum ai pus pe corpul ăsta, chiar dacă aș vedea-o pe una cu fața mea și cu barbă, m-aș da la ea, sincer. Adică uitați și voi aici, frumusețe de corp. Și acum toată lumea pe premieră acolo. Simp. Ce mimuri mai avem? Deci Iisus, masă acolo. Ia un Red Bull. Ăsta nu știne. Ia un Red Bull. Șterg cu guma. Iese hell. Pac! Ovidiu 666. E bună asta. Îmi place. Da? Așa zice și eu. Un Iisus mai rocker. Când ești răcit și ai nasul înfundat și mergi pe stradă și calci cu Adidasul ăla alb pe ceva moale și când te uiți un căcat. Dar puteți să ieși direct. Când ești răcit, nasul fundat, abia ți-ai luat Adidasul alb și ai călcat în căcat. Ca să rimeze. Mama, asta e cea mai profundă, mi-au dat lacrimile aproape. Asta e bună. Când ți-o suge tipa aia bună și tu ești prea relaxat, s-o bagi în seamă și te mușcă. Nu mai faceți glume cu crocodilul aici, că nu-i plăcut. Tatuaj pe gât, în paranteză. Raw Virgin, 10 cm, Ovidiu, cruce acolo. Și poza cu ăsta, am înțeles. Rocker că a pus la mișto, ideea că-s mustăcioși, unii zic că sunt țigan sau turc. Virgin, fix, Ovidiu, așa mă cheamă, 10 cm, unde, poate numai un floc. Și autorul aici și tatuaj pe gât că n-a reușit să-l facă. Am înțeles. No, mersi. Varianta 6-9, vedeți? De asta n-ascult trap. Dacă ascultam trap, ajungeam în halul ăsta. Ba, ales să-l am pe băiatul ăsta tatuat. În halul ăla ajungeam. Ascultați rock și o să fiți total opusul la ce edituri au fost adăugate. Când te-ai uitat pe YouTube că Colo nu mai are voie să posteze 60 de zile și pe la 8 primești notificare de la YouTube că este Colo live. Mamă și ai să-l ia FBI-ul, cum ar fi? Ovidiu realizând că nu și-o poate vedea de burtă. Încă pot să o văd de burtă, de ce bine? N-am băut atât de multă bere și nu m-am greșat în halul ăla. Avem și un videoclip. Ovidiu. Dacă apare turnul Eiffel, eu cu o pălărie turtită și cu o baghetă în mână, este copiat că l-am mai primit odată. Dar aveam și 666 și cea, Sisuan sau Sansi, stai din ce aici. Ovidiu. Nu-i copiat, nu-i copiat, nu-i același.
Adică da, a folosit pălărie turtită și baghetă, dar era altă poză, era la turnul Eiffel, asta e făcut aici, la statuia asta din Kiselev. Atunci când te aștept, taică tu să-ți ia un BMW de ziua ta și când Colo îți dea cazanul său Dacia 1100. Mamă, ai băgat și o glumă cu Colo. Ce mai când citești Biblia? Iisus după o lună în vas lui, să știți, așa ar fi. Panic. Calm. Când afli că fata are 18 ani, panic. Stai că prea l-a zăpăcit. Stai că nu m-am prins. Deci Colo, te panichezi. O fată, te calmezi. A, și când aflu că tipa are 18 ani, sunt eu care mă panichez, am înțeles. Asta e bună, executarea lui Colo. Da? Da? Merge. Mamă, îl împuși și pe jator. Hai că-mi plac astea. Oooo, cum e asta? Asta cred că mi-o pun wallpaper la telefon să-mi bat picioarele, că e prea genial. Mi-o pun ca wallpaper, arată bestial asta. Vă invit să vă puneți wallpaper cu poza asta. Asta merită ca wallpaper, sincer. Așa era gluma aia la stand-up. Sau la umor, nu mai știu unde era. Ci că mereu când îți faci o prietenă, îți pui wallpaper cu ea și cum o fuți, ștergi wallpaper-ul. În cazul ăsta ce fac? Dacă mă pun pe mine ca wallpaper. Altul peș care dă citate din Biblie. Tu când te uiți la pula ta și îți dai seama o are mai mare frac de 14 ani. Asta e așa greșită. Când îți faci un blowjob și te mușcă. Asta nici nu are legătură cu episodul, dar îmi place ideea. Astea sunt mimurile băieții. Hai să dăm și follow la cei care mi-au făcut mimuri. Că am zis că le dau follow pentru toate mimurile. Ia, la ăsta nu mi-a mai dat follow. La ăsta nu mi-a mai apărut. O veste înșeală iubitul cu Hidden. Ok, pe asta n-am mai văzut-o. Nu mi-a apărut la taguri. Deci follow. Follow la toate paginile astea de mimuri. Dar vedeți că dacă începeți să puneți mimuri de căcat, vă scot follow-ul. Aveți grijă. Deci ăsta e genial. Deci ăsta cu Pokémon-ul e bună. Lui Paul să-i dăm follow. Uite, omul vorba aia. Cred că și agață cu Instagram-ul. Are și bandan de Ricardo și a pus și poze cu mine, de apreciat așa ceva. Colo fute minori, hai că îi dau follow și lui ăsta. Nu mă dezamăgiți de fapt că v-am dat follow. Ăsta face mimuri cu fotbal. Dar în mare parte sunt... nimic, am zis că sunt mimuri. Doar a pus un meme cu mine. Nu prea le ia cu fotbalul. Dar lasă, cine e fan fotbal să-i dea follow băiatului ăsta. Ok. Monstrul de sub chiuvetă, follow și lui. Ok, dăm și ăstuia follow. Codinel Buș de Fier pe ăsta l-aveam la follow. Așa, și acum hai să luăm mimul câștigător. Ăsta primește bonus că o să-l folosesc ca wallpaper. Deci pe ăsta mi-l pun ca wallpaper pe Instagram. E prea genial pe Instagram. Pe WhatsApp mi-l pun ca wallpaper. Asta ar fi o idee. Asta e bun. Asta ar fi o idee așa ca meme. Nu știu. Deci ca poze, nu știu care dintre astea două. Asta e un edin micuț. Dar cum a făcut așa asta cu Iisus, a zice că e cel mai bun. Deci ca poza zice că e bun ăsta. Dar cel mai blană mim pe care l-am văzut astăzi, de asemenea și singurul clip, e ăsta. Who's that Pokemon? It's Providiu! Deci e genial. Mimul ăsta e câștigătorul. Bravo, frate, mimurea în pulea, ești câștigătorul ediției. Poftim un follow pe aici, hai să dau din nou refresh, că poate ți-am dat de două ori și... Nu, bun. Deci omul nostru, mimuri de ampulea, câștigă ediția asta de videoclip pe bază de mimuri și primul episod de Duminica cu Iisus. Acum, ca mic anunț, am filmat jumătate de oră. Îți trebuiască să tai mult din clipul ăsta, băgam ieși. Fiți antenă ce vreau să faceți. Săptămâna viitoare avem concurs de meme dealer. Cine are pagină de mimuri? Trebuie să-mi dea follow
Și tot așa. Să mai facă mimuri. Nu neapărat cu mine. Poate să fac. Fiți antenă. Hai ca să nu mai faceți mimuri cu mine, că poate v-ați plictisit. Faceți mimuri cu Ricardo Milos, cu ruși, cu chestii care sunt pe canal și îmi dați tag. Și o să intru la ele și o să iau paginile alea ca și de meme dealer. Nu contează câte like-uri aveți, câți followeri. 10, 1000, nu contează. Faceți așa, faceți mimuri cu chestii bazate, cu chestii care apar pe canal, cum am spus. Ruși, Ricardo Milos, bețivi, jocuri, război, eu și tot așa. Cine poate să mă facă să râd cel mai mult o să câștige. Și dacă vreți să faceți cotoare mimuri cu mine, ca surpriză, puteți să faceți o continuare mimuri cu mine, dar nu mai postați săptămâna asta, că trebuie să iau mimuri cu alte chestii la care o să fiu taguit, cele cu Ricardo și alea. Puteți să faceți în continuare și le postați. Eu nu o să mă mai uit la taguri și o să mai intru random, cum a făcut Codrin. Mă uit la tagurile de pe Insta, așa o să fac și eu. Așa că, când simți, aveți inspirație și faceți un meme bun cu mine, îl postați, îmi dați tag și o să mă uit la tagurile pe Insta într-o zi. În fine, deci nu uitați. Meme dealer săptămâna viitoare la Duminica cu Isus. Tot ce aveți de făcut, un meme cu ceva ce e pe canal la mine, ce ați văzut. Ricardo, rock, rock metal, bazooka, hard bass, de genul și îmi dați tag. Și puteți face și videoclipuri, le puneți pe Instagram și îmi dați tag. Asta este special pentru cei care au pagină de meme-uri pe Instagram. Oricum toată lumea este câștigătoare, cine o să mă facă să râd mai mult, o să aibă mai mulți follower, probabil, da. În fine, ăsta a fost videoclipul, sper că vă place ideea asta de serie, sper să o susțineți și ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!